Chiar dacă Turcia este cunoscută ca o țară a iubitorilor de pisici, câinii și-au dovedit importanța în urma cutremurelor catastrofale din luna februarie. Astfel, un dresor din Istanbul și-a asumat acum misiunea de a antrena câinii salvatori. Cerșesc, moțăie, se distrează sau pur și simplu hoinăresc. Câinii străzii fac parte din imaginea orașului Istanbul și se tot înmulțesc. Sunt deja o jumătate de milion. Pentru mulți turci sunt o pacoste. Uneori însă câinii întâlnesc și oameni care îi plac. Găctan Eker este un asemenea om. Este dresor de câini și oprește mereu mașina pentru a-i mângâia pe câinii de la marginea străzii. Femela neagră de acolo este posibil să fie avut experiențe proaste cu oamenii, dar acest câine are încredere. Probabil a aparținut unei familii, dar apoi a fost abandonat. Eker are o viziune pentru câine și om. De aceea caută un anumit tip de câine vagabond, inteligent, cu un caracter bun și instincte ascuțite. Caut câini pe care să-i învăț. Întâi trebuie ajutat să treacă peste trauma vieții pe stradă. Apoi trebuie obișnuiți cu oamenii și, după posibilități, dresați să devină câini utilitari. Misiunea lor, căutarea și salvarea victimelor, mai ales în caz de cutremure. În luna februarie, în sud-estul țării, au murit cel puțin 50.000 de oameni. Cu ajutorul câinilor au putut fi salvate zeci de vieți, dar Turcia a avut prea puține asemenea animale. Majoritatea câinilor dresați au venit din străinătate. Pentru proiectul său, Eker speră să găsească la acest azil de animale un candidat potrivit. El a lucrat ani de zile într-un centru de antrenament pentru câini polițiști care iau urma drogurilor și știe ce e important la un câine. Ăsta e foarte sociabil și nu e frică de oameni. Întâi verific și dacă e sănătos. Apoi văd cum se comportă în prezența altor câini și a oamenilor. Eker a făcut parte din echipele de salvare active din zonele afectate de seism, fără câini, fiindcă animalele sale încă nu sunt dresate. Dar vrea să schimbe repede asta și să fie pregătit pentru o viitoare catastrofă. Câinii bine antrenați sunt imbatabili la căutarea victimelor. Ar trebui implicați în misiuni înaintea mijloacelor tehnice. Prin agilitatea și prin mirosul lor sunt rapizi și eficienți. De aceea avem nevoie de mai mulți câini utilitari. Eker a lansat un apel și numeroși proprietari de câini i-au dat curs. Pe terenul de antrenament din afara orașului, astăzi este zi de pregătire pentru examen. Și Bahar Şenbahar a venit cu Mabel, un fost câine vagabond. Neputința de după cutremur m-a afectat. Mi-am propus să particip, pentru ca data viitoare să fim mai bine pregătiți. De aceea sunt aici. Pentru ca Mabel să poată deveni salvatoare de vieți, este nevoie de răbdare și mult antrenament. Eker crede în planul său de a putea antrena suficienți câini pretutindeni în țară pentru o potențială catastrofă. În fond, în Turcia, câini sunt destui. Controverse